De unde aveți o mașinile astea? Ia, moară, mă! Bă, dorele, moară asta, mă! Da! Te ce este? Păi, dar tu crezi că Gian e fraier, mă? Sau eu? Ce vorbești, mă? Bă, de unde aveți, mă, mașinile astea, voi? Ia, uite! Bobiță, uite bine la aia! Deci fii atent că aia dacă aia e mașina mea, da? E, și să nu te aud, că dă-mă și mie să mă plin și eu cu ea, de nu, că e a mea! Și nu vezi! V-ați cumpărat mașini, mă? Da, bravo, da. Ne-a rămas și bani. Mai aveți și bani, ce vorbești? Păi și cine le conducem? Ia, uite, bă! Noi cine să le conducem? Ești nebun la cap? Păi, dar voi n-aveți carne de conducere, mă. Ia, uite, păi, dar ce dacă, mă, cine ne prinde aici în sabă, că noi mergem aici în sabă? Hai, mă, scoateți unghia din gât și respiră, că ăsta e începutul, bobiță, gata, ne-am ajuns. Dar vezi, dacă încolo ce iau, nu mă... Ce mai șmecherea de aici din lume îmi iau? Sau geacă de piele. Paolo, păi dacă vreau eu geacă de piele, bă, băiatule. Sau televizorul din ăla cu ultrasunet. Sau castofon. Păi îmi iau cel mai mare castofon, mă. Și eu. Mai... Și eu îmi iau și eu. Fii atent ce îmi iau cel mai șmecher VR. Să-l pun la ochi așa și numai jocuri de-alea scumpe joc. Uite așa să fac din cap cu el. Da, mă, prostule, dar ai noroc că te-am băgat eu în combinație, că altfel... Da, mă, deci aceea are dreptate. Da, hai, mă, nu păi și noi ceva. Hai că fac cinste, ia uite, mă. Da, eu fac cinste. Eu fac cinste. Bine, bă, prăpădiților, de unde aveți voi, mă, banii aia? Dar, bravo, nu vrei să zici și ție să te duci pe aia să cer să te îmbogățești și tu? Lasă-mă! Nu-i zic eu! Nu-i zic, ia uite-l! Ce mașini frumoase! Cât mai e una? Ți-a făcut? Zic de mașini frumoase, amândouă. Cât mai e una nouă? Ei. O grămadă bani! Dar fii atent, că e hidramate amândouă, 4x4 și atenție, 2500 de cai putere, huruie! Și tocături americane! Eu v-am zis, deci... bă, vă știți cine e domnul, mă? A? Cine? Domnul e Petre Hârlău de la Investigații. Hâlea, domne. Mulțumesc frumos, cred că am tot ce-mi trebuie. Așa, mă, și care-i trebuie? Ce? Felicitări! Sunteți noi proprietari ai firmelor Sece Marian Construct și Sece Marius Construct România, nu-i așa? Ca lumea! Cum adică ce stai, mă? Nu știu! Că ați dat de dracu, mă, proștilor! Stai, cum adică ce suntem noi? Sunteți parte, conștient sau nu, dar la cum vă văd eu, mai degrabă inconștient, la o mare mărșăvie în care s-au păpat 12 milioane de euro din banii statului român. Și la voi se închide cercul. Și din păcate pentru voi, cred că o să vă cam iasă pe nas mașinile astea. Adică cum? Adică sunteți pasibil de pușcărie. Na. Cum adică pasibil? Ce înseamnă asta pasibil? E... Bă, lasă-mă cu ce înseamnă pasibil, dar pușcărie, știi ce înseamnă, mă, Gianni? Ce, mă? Da, mă, dar cine e nenea, mă? Păi nena e că ați dat de dracu, mă, aia e proștilor, că o să-mi fundați pușcăria. Auzi? Te mai aduci câte o cafea, te rog. Tot lungă și tot stane. Dorele, du-te... Dorele, mă, ce Dorele, mă? Du-te, mă, și adu cafea la băiețul. Adu-te că plătesc eu. Mamă, adu-te, Dorele, du-te. Să vezi tu dacă nu-mi fuzi tu pușcăria. Ia-te, na! Eu v-am zis, domne, ce să... Ai, băi, capul meu. Tot așa cald ești la masa aia, acolo? Așa s-a făcut caldare de tot. Dar nu așa, prostule, de la dreapta la stânga, dacă vrei baiar de calitate, așa? A? Dacă vrei calitate, nebunule, iau tu, iau tu. A? E mai ca lumea, parcă e mai rece. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.